Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Barajul belg va fi refăcut. Extindere rețea electrică în cartierul Lanu Gării din Onești. Târgu Ocna, vernisajul expoziției Zidirea Vinului. Vineri 20 ianuarie, chiar de ziua sa de naștere, în localitatea în care a văzut lumina zilei, pictorul oneștean Ioan Trupa ne-a făcut un cadou de suflet, vernisarea expoziției Zidirea Vinului. Evenimentul a fost găzduit de către Centrul Cultural Ion Talianu și s-a bucurat de participarea extraordinară a cunoscutului critic de artă, Iulian Bucur. Iată că la Târgu Ocna, într-o zi de mare însemnătate pentru pictori, e fiind ziua de naștere, avem parte de un vernisaj interesant cu un titlu deosebit, Zidirea Vinului. Da, e un titlu într-adevăr care e cumva paradoxal, pentru că ar trebui să credem că vinul poate să fie prins între niște ziduri, că vinul ar supraviețui între niște ziduri, vinul s-ar putea învechi și devină încă mai nobil între niște ziduri. Deci a ales artistul acest paradox, acest titlu paradoxal e complicat. Bacovia el însuși se gândea des și apela des și la substanță și la nume, astfel încât să-și poată construi poeziile, să-și poată face compozițiile. Cred că pictorul nostru merge pe un pic pe un alt drum decât pe drumul Bacovia, dar cumva nu face altceva decât să se gândească că ale sale tablouri sunt un labirint. Și în acest labirint, prin acest labirint poate să curgă o substanță vivace, o substanță vie, o substanță vitală, care poate să fie vinul și de fapt care poate să fie un fel de imaginea noastră. Prin noi curge ceva roșu, ceva care ne face să ne trezim în fiecare noapte, să admirăm și să ne minunăm că suntem vii și trei și să ne reîncepem ciclul diurn. Cam asta cred că este ascuns sub acest titlu, într-adevăr paradoxal. Și lucrările sunt ușor încifrate cu un mesaj la care trebuie să stai să cugeți. Da, de fapt, ăsta este felul în care lucrează Ioan Trupa. Ioan Trupa nu face altceva decât să întruchipeze idei, așa cum voia și Camil Petrescu, asta face și al nostru pictor. E un pictor care meditează mult, e un pictor meditativ, nu e un pictor care să explodeze, nu e dintr-o dată el stă, gândește, meditează mult, de asta uneori și formele se restrâng, de asta uneori și paleta se restrânge și lasă loc mai degrabă ideii decât expresiei cromatice, expresiei artistice, expresiei de culoare. Oricum trebuie să stăm mult în fața unui tablou și să-i căutăm sensul, ca și cum artistul ne-ar fi provocat. Exact, nu am fi primii, să știți că și regele Spaniei, Filip al II-lea, făcea lucrul ăsta în fața tablourilor lui Hieronymus Bosch. Stătea și medita și se gândea cam ce se ascunde acolo. De asta invit pe locuitorii acestui oraș să vină și să stea, să mediteze, să își găsească locul potrivit în fața lucrărilor lui Ioan Trupa și de acolo, din locul potrivit, nici foarte aproape, nici foarte departe, să încerce să vadă ideile pe care le-a pus în culoare, în compoziție, în desen Ioan Trupa aici, la Casa de Cultură Ioan Talianu din orașul lor. Emoționat și totodată bucuros că mulți prieteni au fost prezenți la eveniment, pictorul oneștean Ioan Trupa a mulțumit public tuturor și ne-a îndemnat să-i redescoperim lucrările și ideile din lucrările sale. Începem acest interviu prin a vă spune la mulți ani, pentru că astăzi e ziua dumneavoastră, ne-a șoptit așa cineva, și vă felicităm, v-ați gândit să vă întoarceți acolo unde v-ați născut. Ne-a mai șoptit și altcineva. O expoziție interesantă cu un titlu extrem de interesant, Zidirea Vinului. Poate ne mai descălciți dumneavoastră. Zidirea Vinului nu e a vinului, e a sinelui. Într-o durabilitate. Atât. Simplu așa și ca și lucrările dumneavoastră ne duceți cu gândul la a cugeta, la a ne așeza în fața lucrărilor și a ne gândi, a cugeta atent la ce doriți să ne transmiteți. Simplu, frumos și bună cuvință și în viață și în plastică.
Cum de v-ați gândit să faceți expoziția la Târgu Ocna? Are vreo însemnătate, coincidență, e o întâmplare sau nimic nu e întâmplător? Nimic nu e întâmplător. Aici, acum 62 de ani, m-am fost născut, nu m-am născut, că mulți spun, m-am născut, nu. M-am fost născut prin Sfânta Mamă și din ianuarie până în aprilie de Paști, eu nu piscuiam nimic, nici nu sugeam la sân, nici nimic, nimic, nimic. Doctorul i-a spus, mamă, n-am ce să fac. De Paști, când se înconjoară biserica, mi-am revenit și fac prostiile astea care le fac. Da, într-adevăr, știți ce mi-a plăcut și am rămas impresionată pe lângă lucrările dumneavoastră? Am rămas impresionată de faptul că mulți colegi uneșteni sunt prezenți astăzi aici. Da, și le mulțumesc. Colegi de mare substanță și în viață și în plastică. Roligocic, chelaru, grădinaru și așa mai. Le mulțumesc. Colegi în suferință, să zic așa, în ale creionului, ale pensului și cam asta. Cu câte lucrări ați venit la Târgu Ocna și cât timp le veți lăsa? Până pe 31 nu le-am numărat. Arta nu se numără, se face. Un mesaj atunci pentru cei care ne urmăresc și pentru cei care vă cunosc până la urmă, să vină să viziteze această expoziție. Să vină și să se regăsească. Dacă nu, să mă întrebe de ce nu se regăsesc. De remarcat este faptul că la evenimentul de la Târgu Ocna au fost prezenți mai mulți oneșteni, prieteni ai artistului plastic. Iată că ne întâlnim nu doar în Onești, ne întâlnim și la Târgu Ocna, la un vernisaj al unui coleg, prieten, cred. Da, din păcate nu pot să fiu foarte obiectiv, fiind prieten de atâta timp, nu pot să fiu obiectiv, dar chiar dacă aș fi fost și obiectiv, n-aș fi avut altceva de spus decât să-l felicit pentru că a mai ieșit din urbea noastră, a mai venit și pe la alții să arate și altora ce face, probabil o să ne și spună cum face și de ce face și asta. E o pictură încărcată de simbolistică specială cu care el aproape că ne-a obișnuit fără să cadă într-un manierism păgubos, dar putem să distingem foarte multe simboluri la care el apelează tot timpul și care până la urmă ne pun pe gânduri. Iată că ne întâlnim, am zis eu, nu doar în Onești, ne întâlnim și la Târgu Ocna și nu se putea să ratați acest prilej de întâlnire, pentru că este un prilej practic de întâlnire. Până la urmă nu mă întâlnesc numai cu el, mă întâlnesc și cu voi și cu alții și cu alții. Din păcate ne întâlnim foarte rar și ocaziile, probabil și din cauza situației economice și care se răsfrânge vrând nevrând și în social, sunt un pic mai rare, dar așteptăm vremuri mai bune, sperăm să le putem prinde și să ne întâlnim și în alte ocazii și la alte expoziții, alte manifestări, probabil vreo carte, vreo lansare de carte, vreo ceva. Că orașul Onești, eu zic că merită mai mult, cum merită și Târgu Ocna mai mult decât ce se întâmplă în condiții normale. Iată că oneștenii sunt prezenți la un vernisaj în Târgu Ocna. E foarte frumos ceea ce se întâmplă și avem nevoie de astfel de evenimente. Sigur că avem nevoie, mai ales că astăzi evenimentul s-a legat și de ziua lui Ion. Și interesant e că s-a și născut la Târgu Ocna. Lucrurile sunt foarte bine. Încercăm să vedem cum să facem ca evenimentul ăsta să mute și la Onești. Ar fi bine. Coincidențele nu sunt întâmplătoare, nu? Sau întâmplările nu sunt întâmplătoare? Deloc. Prietenia mea cu Ion se leagă de Maestru Berdilă. Întâmplarea a făcut ca să lucrez și eu puțin cu Maestru Berdilă când a făcut mozaicul de la sala de gimnastică. Celebru mozaic. Bine, dânsul are în artă monumentală, e renumit. Puțin îl cunosc, dar cei care l-au cunoscut au știut să aprecieze munca pe care a făcut-o pentru oneșteni mai ales. Cum facem să ajungă și la Onești acest vernisaj? Păi cum să faceți? Numai dumneavoastră cu televiziunea puteți să faceți o... Adică noi toți. Absolut, absolut. Eu încerc pe pagină, pe Facebook să publicitez cumva, să fac publicitate la ce se întâmplă aici, să-i fac publicitate lui Ion, care este un artist absolut fenomenal, pentru că chiar astăzi vorbeam cu el vis-a-vis de orangiu pe care l-a descoperit. Mi-a zis, bă, Nicule, eu visez în oranj.
visez portocaliu și de-aia am ies culorile astea pe care le scot. Ion este un pictor tare, să știți, chiar dacă nu se leagă foarte mult de pictorii consacrați, dar e un pictor care merită văzut. Sincer. Iată că ne aflăm la Târgu Ocna, foarte mulți oneșteni prezenți la vernisajul acestui pictor. Da, trebuie să ne să-l susținem și să ne susținem. Suntem o mână de oameni sau în sfârșit acolo nu foarte mulți și dacă noi nu ne susținem între noi, atunci cine altcineva să o facă. Venim cu drag la Ion Tripa, mai ales că el este un pictor deosebit, care are un stil mai aparte și iese din multitudinea de oameni pasionați de pictură și ne face o deosebită plăcere să fim la expozițiile lui răruțe, nu foarte dese. El gândește mult, lucrează cu înțelepciune, să spunem, tablourile lui. În fiecare, o să vedeți, în fiecare tablou nu e așa foarte ușor de înțeles. Da, tablourile lui sunt încifrate, sunt... Îți dau de gândit, ca să spunem într-un câteva cuvinte așa. Astăzi e o, să zicem, dublă sărbătoare, pentru că este și ziua pictorului. Exact, exact, da. Și că și astăzi s-a născut la Târgu Ocna. Astăzi am aflat. El probabil mi-o fi spus, am uitat, așa o fi, s-a născut pe Valea Trotușului și asta este cel mai important, este al nostru de aici și... Ne bucurăm că-l avem. Un mesaj, dacă e pentru, nu, pentru a duce, spunea un alt oneștean mai devreme, să ducem pictorul și la Onești. Da, el a avut mai multe expoziții și la Onești. Acum, cum biblioteca este în renovare, cu siguranță, dacă n-ar fi fost în renovare, avea acolo această expoziție. Ne bucurăm că a venit aici la Târgu Ocna, pentru că și cetățenii de aici merită să vadă rodul muncii lui. Cu toate că Biblioteca Municipală Radu Roseti din Onești s-a mutat temporar la muzeu, în cadrul instituției se pare că ambele activități se împletesc în mod armonios. Mai multe detalii aflăm în minutele următoare de la directorul Bibliotecii Municipale Radu Roseti Onești, Ionuț Tenie. 2023, iată că a prins Biblioteca Municipală Radu Roseti în casă nouă, dar casă veche, dacă e să zicem așa. V-ați mutat de anul acesta și văd că v-ați integrat destul de bine. Da, este o casă provizorie, să zic așa, pentru că Biblioteca Municipală Radu Roseti din Bulevardul Loituz intră de zilele acestea în procesul de reabilitare și modernizare într-un proiect pe fonduri europene, așa că timp de 10 luni oneștenii vor putea veni să împrumute cărți și nu numai la Muzeul Municipal de Istorie, așa cum vedeți în spatele meu, împreună cu colegii mei am încercat să aducem cât mai mult fond de carte pentru a satisface toate gusturile și preferințele și am încercat din spațiul acesta al muzeului să optimizăm cât putem pentru a crea cât mai multe săli, atât pentru împrumut adulți, pentru împrumut copii, o să vedeți și o sală de internet, o sală de lectură pentru adulți, pentru a putea merge la capacitate maximă în continuare, pentru că serviciile bibliotecii sunt solicitate, așa cum bine știți, și să putem să avem pentru toți oneștenii câte ceva, chiar dacă anul acesta într-un spațiu mai restrâns la Muzeul Municipal de Istorie. Tot cărți se pot împrumuta și de la filiala Cosânzeana, este tot aici în zona de jos a orașului și acolo avem fond de carte și acolo am, să spunem, amenajat o mică ludotecă și pentru preșcolari ca să nu ne simtă lipsa. Ați valorificat până la urmă spațiul generos al muzeului, dar nu ați anulat, să zicem, sălile de expoziție care erau aici. Da, activitatea Muzeului Municipal de Istorie va funcționa în continuare ca și până acum, pentru că sălile ne-au permis, nu am afectat expozițiile permanente deja existente în cadrul muzeului, așa că cei care sunt interesați pot bifa două lucruri deodată, pot veni și pot împrumuta cărți și pot vedea și exponatele din cadrul muzeului nostru. De altfel, spațiul generos de aici, de la parterul muzeului, cred că se potrivește ca o mănușă, dacă e să zic așa, destinației clădirii.
Într-un fel, chiar dacă inițial aici a fost o bancă la începuturi, apoi s-a amenajat Muzeul de Istorie, cred că am reușit să compartimentăm și să eficientizăm acest spațiu. În ceea ce privește frumoasele evenimente culturale organizate de Biblioteca Municipală Radu Rosetti în 2023, chiar dacă va fi mai greu, o să avem concerte în continuare, atât la în sala filialei Cosânzeana, iar concertele cu artiști mai mari, să spun așa, în sala Cinema Capitol. Ce evenimente ne mai pregătiți pentru luna ianuarie? Iată, se apropie cu pași repede și luna februarie, o lună mai scurtă. Da, noi am început anul cu sărbătoarea Zilei Limbii Române și Ziua Culturii Naționale printr-un recital al Ozanei Barabancea. Continuăm proiectele în luna februarie, stagiunea teatrală. Începem anul cu o piesă de teatru, o comedie, dar nu vreau să vă divulg acum numele pentru că încă suntem în discuții. Și de asemenea, în februarie, stagiunea muzicală, intenționăm să o invităm la Onești pe soprana Gabriela Iștoc împreună cu quartetul domnului Margasiu. Asta este veste bună pentru că la spectacolul Ozanei Barabancea foarte mulți au lăudat, ca să zicem așa, spectacole organizate de Direcția de Cultură și așteaptă cu nerăbdare spectacolele din acest an. Da, noi deja avem un plan, avem un buget împreună cu Primăria Municipiului Onești, pregătim deja și concertele de outdoor, din aer liber. Odată ce va veni căldura, recitalurile verii vor reîncepe în parcul municipal, dar și multe alte surprize. Ne gândim la invitatul pentru marșul absolvenților și de ce nu ne gândim deja din ianuarie și la cei mici pentru a le oferi ceva inedit de ziua lor, de 1 iunie. Veste bună pentru locuitorii cartierului Lanugării din Onești. Într-o postare publică pe rețelele de socializare, primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, anunță public faptul că a fost eliberat certificatul de urbanism pentru proiectul extindere rețea electrică în cartierul Lanugării. Astăzi am eliberat certificatul de urbanism pentru extindere rețea electrică în cartierul Lanugării. Urmează obținerea avize specificate, depunere documentație pentru autorizația de construcție, licitație pentru adjudecare lucrare, semnare contract, predare amplasament și dacă totul va funcționa conform graficului, lucrările vor demara în luna septembrie, a informat primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină. Primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, a comunicat vestea recent. Încă o veste bună. Barajul Belj va fi refăcut. Valoarea estimată a investiției este de 213.833.701 lei, iar lucrările propuse, refacerea amenajare ca acumulare nepermanentă cu volum de apă de circa 5 milioane de metri cub, regularizarea albie râu Taslău, sistem de avertizare alarmare, așa cum am mai spus și repet. Intrarea Partidului Social Democrat la guvernare a făcut ca lucrurile să se miște în sensul pozitiv în România. Oneștiul, în cadrul planului Național de Redresare și Reziliență, componenta managementul apei prin administrația bazinală de apă Siret, va beneficia de finanțare nerambursabilă pentru refacerea barajului Belci. Această dată au fost demarate procedurile de achiziție pentru servicii de proiectare, fazele DALI, proiect tehnic și cai de sarcini, precum și asistență tehnică din partea proiectantului pe toată durata execuției lucrărilor. Semne bune anul 2023 are. La Spitalul Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești, un nou proiect pe fonduri europene. Anul acesta se pare că este unul de natură să favorizeze municipiul Onești, dar și sistemul sanitar oneștean. Încă un proiect cu finanțare europeană în valoare de peste 5 milioane de lei a fost aprobat. Proiectul a fost depus spre finanțare pe 25 noiembrie 2022 și a fost aprobat. Dintre cele 142 de proiecte depuse, doar 55 au obținut punctajul pentru finanțare, printre care și cel pentru Spitalul Municipal Onești, Sfântul Ierarh Dr. Luca. Felicit colegii din cadrul Primăriei Onești pentru profesionalism și personalul Spitalului Municipal Onești, Sfântul Ierarh Dr. Luca, pentru implicare și pentru buna colaborare. Pe 13 ianuarie 2023, Ministerul Sănătății din România a finalizat evaluarea dosarelor depuse pentru finanțarea proiectelor de modernizare și dotare a ambulatoriilor de specialitate din România. În cadrul investiției specifice, unități de asistență medicală ambulatorie din PNRR au fost depuse 142 de cereri de finanțare. În urma evaluării au fost selectate în ordinea descrescătoare a punctajului obținut 55 de unități sanitare. Banii europeni nerambursabili vor fi utilizați pentru înființarea, reabilitarea, extinderea sau dotarea cu aparatură
structură medicală de înaltă performanță a ambulatoriilor de specialitate, a transmis primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină. Mars 13 decembrie a fost depus un proiect de lege de către deputații PNL de Bacău Cătălina Ciofu, Elena Hărătău, Mircea Fecheț și senatorul PNL Daniel Fenechiu, un proiect de lege pentru reducerea vârstei de pensionare cu 2 ani pentru persoanele din zonele afectate. Am depus astăzi o inițiativă legislativă alături de colegii parlamentari Elena Hărătău, Mircea Fecheț și Daniel Fenechiu pentru reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani la persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în Comănești pe o rază de 8 km în jurul localității. Reducerea se va face fără penalizarea prevăzută la alineatul 4 din legea numărul 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice ca urmare a poluării remanente de care au suferit. În minele din Comănești în 1940, când tehnologiile erau tot mai avansate, a lucrat zilnic în praf, uneori chiar în apă până la brâu, în fumul toxic al locomotivelor ce asigurau transportul cărbunelui din subteran și cu riscul surpărilor, a însemnat pentru mineri condiții grele de muncă. Condițiile de muncă și-au pus cuvântul asupra stării de sănătate pentru majoritatea minerilor. Aceștia suferind de diferite boli după ani munciți în subteran, boli de plămâni, astm, reumatism, boli ale articulațiilor. În anul 1954 a fost construită termocentrala Comănești cu o putere de 25 de MW, fapt ce a permis mărirea capacității de aprovizionare cu energie electrică și agente termic folosit de consumatori industriali și casnici din zonă și din împrejurimi. Un lucru benefic, de altfel, pentru dezvoltarea industriei, dar și în același timp, poluarea și-a pus amprenta pe toată Valea Muntelui. Noxele emanate din arderea cărbunelui, praful rezidual ce ieșeau zilnic pe coșul termocentralei, sterilul rezultat din arderea cărbunelui care era depozitat în zonă, au afectat sănătatea multor generații de comăneșteni. Ca un exemplu concret, iarna la Comănești zăpada nu era albă. Aici zăpada devenea gri în câteva minute, la fel și rufele gospodinelor întinse la uscat. Este greu de imaginat cum arată plămânii locuitorilor zonei care au fost expuși la această poluare. Am încredere că inițiativa va fi susținută și de forul legislativ, a transmis deputat Cătălina Ciofu în informarea de presă. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 24 ianuarie, cerul va fi în cea mai mare parte noros, mercurul în termometre nu trece de 0 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la minus 2 grade Celsius. Miercuri 25 ianuarie, cerul va fi parțial înnorat, mercurul în termometre nu depășește 0,1 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la minus 4 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.